Sau și eu am găsit la un episod din GTA Online, aici cu pisica și cu Mihai. Bună! Salut! Și uite astăzi... Da, uite pe pisica, nu știu ce faci acolo. Eee, sunt de lăsuc. Pisica e pe nas. Ia uite pe pisica acolo, vezi? Mihai, uite-o, a căzut. Nu uitați să apăsați și butonul de like dacă vă place seria și vreți să continuăm cu un episod în fiecare seară. Apreciem când faceți asta și hai să vedem ce facem noi în episodul de azi. Uite-o pe asta care îmi face poze, ești nebun? Ce? Face poze la mașină? Da. 5 lei poza, 5 lei poza. Bine așa, mă. Poze? Hai mă, lasă-mi pace, hai să mergem. Și un elicopter în mijlocul străzii, pentru că de ce nu? Totul este foarte normal. Cu aia am venit noi. Și totul este posibil în GTA. Suntem cu mașină de viteză și mă gândesc să facem niște teste cu tancul. O să fie niște nebunii cu tancul. Tank da. Plus brigade plus titan? Da. Sună bine, nu? Da. Hai unde, la bază, unde? La Trevor, nu? Hai. Te referi la aeroportul ăla mare la de la țară? Da, că ne dă acolo mai aproape și rampul și... Ok, avem, oricum mergem rapid, că avem mașini rapide. Hai, de pisica. Sunt curios dacă se ține pisica cu mașina aia după noi. Pentru că, da. Dar sunt înaintea ta și tu zici de mine. Și înaintea mea? Nu, înaintea mea era. Trebuie să-mi verific și eu puțin OBS-ul. Ok. Bun. Am pornit. Hai, cursă, cine ajunge primul? Ei, tu ajungi primul. Păi da, cine e primul cu mașina asta rapidă, ăla rămâne primul. Da, cam pentru așa. Pentru că e top speed. Dacă faci accident? Dacă faci accident, da, dar dacă nu faci accident, rămâi acolo. Dacă? Mamă, cum a zburat ăla, ești nebun. Așa, între mașini. Băi, e foarte mișto cum se strecoară mașina asta. Dar și dacă ai făcut accident. Da. Ai dus. Nu știu ce caraibă. Ia uite. Mamă, deci știi ce era să fac? Ce? Să intru în stația asta de benzină. Da, am pățit odată. Era să mor acum, din aur. Eu am făcut ceva similar cu un autobuz, m-a lovit unui puternic într-o intersecție și m-a aruncat în benzină și pe aia îmi bubui și fac eu pe bune. Eu am ajuns aproape să bubui. Am intrat în chestia aia de dai benzină la aia la pompă. Da, n-a bubuit. Da, aproape, știi, așa, nu s-a dus foarte, foarte tare. Eu a fost ok. Dar și dacă mă duceam, cred că nu mai eram acum. Aia da. Cine își comandă ce? Bă, nu știu. Mă chemați voi. Trebuie să ne comandăm toți câte ceva diferit. Și avem nevoie de un tank, avem nevoie de un brigade, avem nevoie de un cargo jet seam, pentru că l-ai mai puternic. L-am, chem eu tankul. Ok. Poți să chem eu jet seam-ul dacă vrei. Chem eu brigade-ul? Da. Ok, hai să vedem. Pegasus? Sau trebuie să fii mai aproape? No, mai aproape. Da, când ajungi pe aeroport, că e un spawn point. Să nu mi-l dea cumva în partea cealaltă, în oraș. Da, ar fi dezastru. Culmea. Ce mișto se aude motorul la mașina asta. E așa, parcă torce. O pisicuță. Parcă torce o pisică, da. Sună bine rău. Holy shit. Puștenii. Eu am tăiat drumul. Și am ajuns. Și piatră. Aaaa. Hai că o să-mi sun, îmi sun jet seam-ul, da? Da. De ce încă m-am pricat, da? Pegasus, da. Pardon, nu l-am văzut. Hai să văd unde îl dă. Nu știu cum se întâmplă să fie numai noapte. Adică când intrăm noi pe GTA e noapte. Cum se întâmplă chestia asta? E aici un avion de la... Ce avion? Elicopter banană întâmplător. Ah, da mă, dar elicopterul banană nu e la fel de puternic, nici eu știu. Mi l-a dat tocmai lângă baza militară, ești nebun? Ce? Mă lua și pe mine... Tancu? Vin eu să te iau cu geța, mă. Cu bărănuța? Da. Ok. Da, așa, că mie mi l-a dat aici într-o parte. Îmi place zona asta de la țară, nu știu, e așa... Și mie îmi place. Într-un fel unică. Și faptul că... Mai, nu știu dacă mai țineți minte, dar a fost o misiune aici. La un moment dat trebuia să jefuiești o bancă și te duceai cu minigunurile. Și cu și cu costumele alea cu armură. Cred că a fost un single player. Le-am jucat single player. La o bancă de aici, de undeva de la țară, deci mi s-a părut genială misiunea asta. Da, știu misiunea aia. Și erau trei oameni plini de armură cu minigunurile și fugeau cu banii de la bancă. De... Opa, opa. Sure. Tu ești ăsta care vine? Nu, eu mai am puțin să ajung la elicopter. Bă, m-a sunat Pegasus să-mi spună că știi, nu mai e... Da, așa face de obicei. Păi și unde Dumnezeu mi l-a dat? Să sun din nou. Trebuie să sun din nou și vezi lățiza. Aici mi-a dat brichetul meu. Bă, nene, bă. Așa face, n-ai ce să faci. Am mai păsit și eu. Stai să vezi dacă... Stai să vezi dacă îmi dă mie jet seam-ul de aici. Uite că mi l-a dat, era deja spanat. Da, mi-mi pisit și mie tankul ăsta.
Mi-a dat un pic mai încolo, dacă mă duc acolo și nu e... Eu am pățit să fiu în oraș, să-l sun... Îți face plângere. Deci fii atent, era în oraș, da? Îl sun, mi-l dă pe plajă, mă duc pe plajă, nu e. Îl sun din nou, mi-l dă în oraș. Te duci din nou, nu e. A, ar fi tare, nu? De câte ori ai pățit și mai mult chestia asta? Nu, de două ori, dar oricum. De trei ori, odată. Doamne, ferește. Deci m-am apucat cum, am crezut că... S-a băguit, știu asta ceva gen, chiar mă enervat. Eu cred că e un fel de bug, pentru că n-are avea de ce. Ori crede că mai e spawnat ceva în zona aia și nu ți-l spawnează. Da, de obicei asta e. Uite-l mă, uite-l mă aici mă, firar viața mea. Pe E cârligul? Pe E parcă, nu? Da. Să nu mai apes pe F încă o dată să mă fac buba. Hai să văd unde e pisica, pisica, ah, uite-o văd. Hai că vin să te iau. Ok. Ce zici, mi se duce motorul dacă e o car cu cargo bobo? Nu cred. Fiind foarte greu tancul? Nu mă înduie. Hai râde singur. L-a stors pe Robert. Se punea în fața mea, l-am prins, l-am împins și l-am lovit un stâlp total. Vezi să nu te moare. Nu. E, sunt complicat, el e cu mașina de viteză. Mai intru eu de 3 ori în el așa. Brickade-ul ăla oricum e blindat, pentru că ai firma și ți-l ai upgradat de acolo. L-am prezit iară, așa. Așa că eu vin acum, pisica să fie undeva unde pot să te iau, da? Mai poți să mă iei de aici? În principiu, da. E aici un elicopter banana. Ne oprim așa frumos. Venim aici și o luăm. Opa, stai așa. Gata. Sper să nu te scapi. Te-am scăpat. Ce-ai făcut pentru așa ceva? Adică... Că e prea greu sau de ce? Mă îndoiesc, ce Dumnezeu, că n-ar avea o logică. Uite, încerc să zbor. Iar ăștia. Nu, încearcă să mergi tu, că n-am. Robert, cred că poate. Vrei să urc tancul pe Brickade? Ia să vedem. Nu trage! Hopa! Hai pe pisică. Hai că încerc să vin, sper să nu o scăp din nou. Când acolo scăp... A prins-o Robert. Nu, am luat-o eu. A tu? A, da. A, oh, nu. Eu nu înțeleg nimic din ce se întâmplă aici. Îți dai seama să o scăp pe tine acum. Mamă, cum ar fi? Cred că fac instant, boom. Trebuie să o las așa ușor, dar stai puțin. Uite aici. Să vii de sub. Încerc să o stabilizez. Stabilizează ca să poți. Frate, mai am mețeala. Să mă poziționez eu. Gata? Da. Mă răstori. A răsturnat pe Mihai. Nu-i bine. Deși pe laterală s-ar putea să se mai bine, da? Deci, ori... Dai drum. Acum. Oh, i-am dat drum. Oh, măi, ce trebuie. Nu sunt spesele. Nu! Nu! Cum stăteam, te-ai crezut. Oh my god. Eu cred că poate să mă pui să merg cu ea așa. Oh my god, ar fi genial. Prinde-o că să nu... Încerc să o iau, dar nu pot. Gata. Bun. Doamne, ferește, așa ceva? Încearcă să o pui drept cum ar veni, să stea pe mijloc, știi? Dacă merge. Nu mai lua. Nu pot să o iau. Poți? A stricat cârligul. Crezi? Nu cred, încerc. De ce? Cârlig de unică folosință? Nu, da. A, vrea să te ia, ai grijă. Stai. Nu, că s-a prins ce vrea să facem. Asta e că e prost orientat. Stai că mă poziționez eu, tu doar țin-o fix. Auzi? Încerc, dar să știi. Țin-o fix și mă pun eu perfect sub butang. Nu e foarte ușor să țin aici, să știi. Ia dă-i drum, acum. Nu, am căzut. Cum sare, zici că e... Prin deodată. Așa, și doar ridic-o drept și țin-o fix. Acum ești cu fața. Bă, se poate! Da, cred și eu că se poate, dar nu... E greut. Hai să mai încerc o dată, stai așa. Dacă nu, încercați să găsiți un titan. Aulu! Încercați să găsiți un titan. Ce urcăm? S-a plumbat spatele un pic. Ce urcăm pe titan? Brickade-ul. Brickade-ul, că tancul l-am urcat. Mă lovește. Aoleu! Ești bine? Bă, tu știi ce tare zbor cu tine? Da, știu că e fior ăsta. Dar mă mir că are stat la tank atâta, câte kilograme ai pus. Nici măcar n-ai murit, știi? N-are nicio treabă. Băi, nu iese fum din el. Bă, dar e foarte ușor, poate. Da? Nu vedeți afară, apăsați pe râu. A, lol. Se luminează dintr-o dată. Se luminează, gata. Acum suntem siguri că vedem.
Avem nevoie de un titan, deci dacă nu se spunează... Ba da, uite-l! S-a spunat LOL. Oh my god, îl văd! Oh, ce mare e! S-a spunat un elicopter sau ce? Da, uite-l în spate elicopterul, l-am împins. L-am împins, mă. Da, faza e că am nevoie, nu știu dacă știe Robert să te ia. Să te ia să te pună pe titan. Trebuie să-i scrii. Eu voi pilota aici. LOL în engleză, el nu înțelege da, română. Da, frate, no, vorbim în engleză, English. Robert nu știe română. A, uite bă că deja știe ce are de făcut, fii atât. Păi, dar normal. Hai să pună pe poziție. Vreau și eu acolo, vreau și pune până acolo. Intră la mine în avion dacă vrei. Dar vreau să nu te felieze, Elicia, că ai mai tu experiențe de genul. Da. Pe mijloc, pe mijloc. Se pare greu de poziționat, că e foarte mare chestia. Știu, știu, știu. Nu știu dacă o să meargă. Oameni știu. Frate, dar cum ți-a dat drumul, ești nebun. Oh my god. Stop, m-a prins. Sor. Sus în fața stânga și să-mi dea drumul, perfect. Dar să nu te arunce, știi, trebuie să te pună. Mă doresc tu. Ah, e perfect. E perfect. Mamă. Acum încercăm să zburăm. Ai spărit? Poză. Bine ați venit la GTA 15 Titan. Încearcă să accelerez. Acum ați infrat de mână trasă. Încercăm să zburăm. Trebuie să accelerez, cred. Aaa, m-am lovit de ceva, m-am lovit de un stâlp. Firar, stâlp. De un stâlp, invincibil. Cum asta e ușor și rezistă. Nu cred că puteai să decolezi, sincer, știi? Vreau să mai încercăm o dată. Hai. Nu știu dacă mai reușește să te pună la fel de perfect. Bă, dar trebuie să mă duce să-mi dea drumul, știi? Te-a luat perfect, frate, nu știu cum, te-a pus perfect data trecută. Again. Aoleu, bă-mi de home. Da, nu te-a prins. Aoleu. Aoleu. Transpirațiile un pic, a zis că gata, aia, face boom toți. Opa așa, opa așa. Ia uite-l, ia uite-l. Mamă, ce, îmi plac mișcările astea. Da, da, dar îmi place că nu mă lovește, știi, că... A, gata, te-a luat. Așa. Ar fi genial să putem să zburăm cu tot cu el. Frate, în mod normal în Titan trebuia să intre o mașină. Da, asta. A, pe de asta e și făcut da. Titanul, frate. Te mai jos și dai drum. Te duce! Era bine, e bine, e bine. Da cu spatele, da cu spatele, da cu spatele. Stai acum, stai pe aripă. Știi cum se vârte lor? Gata, pui să pleci că bubui. Mi-a căzut masca de față. Uite, stai. Am inter... Ce faci, Max? Zbar cu spatele. Mi se vede intercoolerul, se vede radiatorul. Mi se vede coolerul, mă. Mi-a hai, stupă-s coolerul, mă. Da, mă, aș vrea să mă las pe parte, să poți să intri pe aripă cumva, dar... Stai că m-a prins iară. Dar tu cum vrei să mai decolezi de acolo? Că... Drept, uite pe aici. Ia, pune-te. Hai să-i zi-mi sus. Emoții mari! Hai. Robert iese fum elicopter, apropo. Da, că e prea greu, ăla n-are putere. No. Mă doresc sufletul. Hai, e greu de pus. Nu foarte greu, dar... Aș vrea să fac cumva să te urci, dar nu știu cum. Hai să vedem, mai e vreun elicopter banană pe acolo? Eu știu... No, ce s-a întâmplat? Nu știu. Probabil de la damage, a luat în sfârșit boom. Crezi tu că am luat atâta damage încât să-mi dea boom? Da, m-am și speriat! Cu ăsta poți să aterizezi invers? Care? Ăsta ce-am luat da, eu aici. Acolo, cred că da. Da, foarte ușor, că se sparge sticla aia și... What the fuck, băi, ce elicopter e ăsta? Aaa, e unul, știu, e Frogger. E pajul micu, să știi și un flețel. What the fuck, cine trage mine? Brother, l-am ieșit pe lume. Dar încerc să aterizezi invers, ia stați acolo. Păi să te tu pe mine în mișcare, ce părere ai? Aaaa... Fii atent, aliniază-te cu pista. Bine, pot, dar vreau să aterizez invers. Hai, aterizează invers. Să fac că pot. Ho. Uite-l pe Max. Mai jos. Până... Nu, a luat foc! Dar am aterizat. Ce se stinge? Nu ieși. Nu cred că bubuie. Nu. Chiar a trebuit să ne dea item în joc extintor, frate. Adevărat. Nu mai porni motorul. Să fim pompi. Sunt bine, sunt bine. Stingeți focul, vă rog. Mă dau jos să suflu.
Uite, să fac o de asta. Oare bubuie? Băi, s-a dus Elicia din față. Se stinge, știu eu. Fii atent, Max. Se lasă motorul. Acolo? Da, acolo. Am scăpat. Oare poți să-l iei la fel de ușor cu ăla? Da. Ai luat. Vezi că mai sus. Sus. Da, stai că urcă greu. Așa. Și acum celălalt urcă mult mai ușor, nu știu, observă. Ăsta chiar se chinuie gen să-l ridice. Da. Destul de greu era. Uite, acum asta la maxim. Celălalt îl urcă extrem de ușor. Bun. E bine. E bine. Aaaa, greu, ține-l, foarte greu. Ține-l. Poți să-l repoziționezi? Da. Și să-l las într-o parte acum. Da, văd. Încerc să am grijă eu. Cred că poți dai cu spatele și să ții de volan dreapta. Stai. Nu! No, vreau să zbor cu ea. Hai cum, e greu. E nu greu mergem. Și alunecă. M-am încercat. Poate poți să mor pe asta ta, pe... Pe aripă. Aripa, dar degeaba te urci, că în momentul în care eu vreau să decolez, nu o să meargă. A, uite, m-a dat pe ea, pe mine cu pisica și pe mine cu Robert. E ok. Da. Ready? Să dați și voi ready. Oh, da. Bă, ready. Pare interesant, nu e genul de Death Run cu blocaj de imagine pentru cei care trag? Îi spunem lui Robert să nu tragă în noi, doar în obstacole? Regulă... Nu tragem în persoane, doar obstacole. Voi, uite acolo, voi, mă vedeți? Da, văd. Uite. Voi. Știu, a zis că știe, mă, că se uită, mă, la episod. Voi de acolo. Iute-l, plus. What the? Robert, să nu cazi pe mine, aia. Bum! Era să cadă, e chestia asta de curent aici, nu pot să... Ia aia cu electricitatea, am jucat-o mai de mult. Hai că unul trece, de al doilea zboară. Să vezi ce murim acolo. Nu știu cum ai putea să le declanșezi. Cred că... A făcut un scur, cred că, atunci când ai tras în el. Cred că face. A căzut Robert. Uite, leșina Robert, ești nebun. Bum! Ia uite-l acolo. Au! Au! Uite, mă, pe Robert acolo. A căzut. Eu nu-l văd că a căzut. Na! Bum! Mă, că ți-a căzut în cap aia direct. Na! Așa? Așa, da? Mamă, dar tu știi cât de greu e? Eu sunt curios cum o să trec de electricitate, zic că mor din prima acolo. Da, nu știu, încă nu m-am gândit la nicio tactică. Eu am mers în zigzag, foarte calm, știi? Cred că e greuț, gestranul ăsta. Foarte greu, cred eu, nu știu, adică... Mai este Just Run 1. Nu știu cum e Just Run 1. 3-ul e ok. Da. Deși e greu și ăla, dar ăsta cu electricitatea mi-e cam ciudat, adică... Uite, tankurile le văd. Da, și eu. Ok, hai să vedem. Bă, am emoții. Apoi ceva. Ah, uite ce scrie pe tricou. Owner's Club. Adică că ai mașina, ai și tricou. Opa, așa. De la... Proto. Hai să vă văd. Bă, mi-e frică. Aoleo! Mamă, ce urmă am dus. Era să fac șpagatul. Păi. Aici, aici. Chiar că e aici, aici. Bă, se aude electricitatea. Bă, nu trăiți în mine. Bă, electricitatea m-a dat din prima. S-a tras în... Ăla de curent. Te-a lovit odată curentul, că de-aia te-a aruncat așa mult. Da, păi m-a lovit electricitatea. Nu, și pe pisica, și pe pisica a lovit-o. Păi nu, voi ați dat plan sub mine. Lol. A? Ia uite cum cade. Ai căzut? Da. Aia sunt pușcat-o? Mie mi-arată că e sus. Pușcată, normal. Dar cine a pușcat-o, mă? Noi am tras în ăla de... Mie mi-arată că am tras în ăla de curent, jos, la bază. Nu, pe mine m-ai nimerit, dacă ai tras tu. Dacă când tragi, ai electricitate la alea sau... Când tu i-ai tras, că s-a activat. Crezi tu? Da. Hai să nu mai tragem una aia, ca aia să... la frent oricum e. Aia e enervantă, știi? Hai băi, mișcați-vă că nu tragem până nu treceți de curent. Au. Bă, dar... da, de fapt ai dreptate. Nu mai tragem de acum în alea de curent. Ia, vedeți dacă e ceva. Nu, a lovit curent acum. Uite-mă, da. Da, deci nu are legătură. Deci e random faza cu curentul, da, sau ce? Aparent random. Cam aiurea, știi? Acum probabil o să treacă Robert și n-am trecut eu, ceea ce... Hai să-l văd ce faci. Curios. Uite, și lui e frică. Hopa. Ia uite ce îl curentează. Ce caterică animația aia. E bine. Uite, aici merge în zigzag. Cred că trebuie să nu le atingi, mă. Deloc.
Deloc, da. Și e ce imposibil să nu le atingi. Ce facem? Oh, ho, ho! Ce era tare să cadă pe lângă, știi? Are mișcări de-astea șmechere, a? Hai. Hai, fără emoții! Ce facem, mă, să-ntoarce? Uite-l, Doamne ferește! A, cred că așteaptă camionul ăla de sus. Bă, ce m-a păcălit! Și m-am panicat acolo prima oară, că... Doamne, ce s-a aruncat vanțe! Eu! Băi, eu sunt curios cum o fi de tran 1. Eu, de exemplu, prima oară am trecut fără probleme, știi? Da. Da, nu știu, o să mă gândesc aici. Ori mă arunc și sper să pic bine. Te rogi la Dumnezeu să nu... Da. Ori habar n-am. Opa. Ia, nu știu cum să fac, să trec așa fără să alerg pe nu că, mine. Dacă eu așa am făcut... Ma... Da, a lovit pe cineva? Nu, era să mă ia pe mine. Eu așa am făcut, am mers încet și m-a aruncat. M-a zburat. Fugi. Gata. Am mers încet, am mers... Aud curentul, frate. Da, se aude. Aș dori să am acum un taser să-l dau pe Robert. Ia, vină lângă mine, vină pe parte. Nu vin. Nu vii? Dă-i mai departe, mergi. Te așteaptă pe tine. Aha, aha. S-auzi un bzzz. Hai mâncă la căzut. Ia uite, doamne! Nu, știi ce trebuie să faci aici? Eu m-am prins. Ce? Trebuie să sari peste astea și să... Am încercat și eu parcă o dată, parcă cum ar astea. Să te curenteze, știi, oricum o să te curenteze. Ia. Uite. Baba. N-ai căzut, nu? Nu, nu. Dar e extrem de greu. Nu! De ce a luat-o la fugă? Nu știu, hai. Ia uite ce face! Știu că poți. Frate, eu îi dau să meargă încet și o ia la fugă, știi, și... Știi o mașină sus aici. Mamă, trebuie... Hai sus! Aia nu pică pe tine acolo, hai. Aia nu! Nu, serios. Trebuie să sar gardul ca să pice. Și e chiar mai în dreapta, adică ai o marj de eroare spre interior, știi? Și țări și apasă Q. Te aștept. E făcut gardul ăsta special! Da, da, da. Cam altul care... A, da. Sări și apasă Q, hai. Q! Na, ce Q să mai apeși, mă, că în momentul care se face animația nu... Se duce și gardul. Asta e șmecheria. N-ai ce animație să mai faci. În momentul care te-ai dat tu, te dai pe gard, el deja trage. Da, da, tu da. Până se dă el jos de pe gard, deja mori. Da. Eu m-am prins care e fază cu curentul. Trebuie pur și simplu să sar, te va electrocuta oricum și e complet random. Dacă ai baftă, te electrocutează în momentul în care ești înăuntru și nu pici. Dacă n-ai baftă, te electrocutează și zbori. Și dacă fuge dezastru, că te aruncă rău de tot. Dacă, da, bine, eu chiar și nu fugeam și chiar m-a aruncat, dar asta e altceva. Ia să vedem. Ce noroc avem noi acum. O să-mi iau de aici un sniperel. Și o să vă sniperesc. Hai să uite vedem. Așa. Ia uite-i poc. 1, 2. Ăla-i. Wow! A lovit curentul ăla primul. Bă, ce ghinion am și eu. Aaa, și Robert. Și pe Robert? V-ați zis amândoi așa rău? V-ați zis amândoi, cred, da. Da, ce pot să zic? Bă, ești nebun. Doamne, ferește. Nu e. O să mă uit acum încurisate cu sniperul. Poți să te uiți cu sniperul să vezi. Chiar e o idee bună ca să pot să trec eu. Da, aia nu-mi fac griji. Deci acolo nu e țevi. Acolo nu e țevi? Pasă. Obstacol. Ai căzut pe mine, bravo, ești tare. Am căzut pe moale, ea n-are de treabă. Mamă. Fii atent, fii atent la faza asta. Obstacol este, eu nu știu cum poți să treci ăsta, mi se pare foarte dificil. Adică... Aaaa... Ai lovit? Bă, a luat-o la fugă pe lângă mine, știi cum? Pe mine acolo m-a electrocutat, știi? Bă, frate, dar mergeam încet și dintr-o a început să alerge. Uite, aici o să mă electrocute. Băi, nene, eram unde trebuia și m-a electrocutat și m-am dus. Vin și eu după tine. O să mai încercăm după harta asta, vreau să mai încerc round-ul loser, nu mai știu câte runde sunt, ar trebui să fie 4, nu înțeleg de ce ne bagă foarte multe. Dar vreau să încerc
vreau să încep pe 1 cu vreo 2 runde, să zic, știi? Da, da, da. Să vedem cum e. Pentru că ăsta e al doilea, pe al treilea îl facem tot timpul. Hai să vedem și cum e 1. Dar, nu știu câte runde mai sunt. Cred că asta e ultima, nu sunt sigur. Și eu mă gândesc. Ar fi a 7-a? Problema ar fi că trebuie să intrăm în free roam, dar să sperăm că nu o să dureze foarte mult. Ar fi mișto dacă te-ar lăsa să-ți alegi ce vrei tu, când vrei tu. Că poți să faci playlist, da. Poți să faci playlist, dar trebuie să-ți pregătești dinainte. Noi nu știm, noi jucăm ce prindem și noi. De. Pa, pa. Hai să vă văd. Așa, momentul adevărului. Na, n-a căzut pe niciunul. Mamă, ce era să... Pe Robert era să-l stârci. A lovit curentul pe Robert. A lovit și pe mine chiar. Ia, ai văzut ce animație a avut? Nu vrei să știu unde-am picat. Bă, din prin hartă. Am căzut? Nu pot să cred. Ce ghinion, bă! Băi, am văzut unde erai. Deci eram între partea stângă de la ala de curent și în dreapta, între perete, și eram pe spate și te electrocuta constant acolo. Și pe Robert face scurt. Hai să vedem, ia. Uite că reușește. Da, se panică, se panichează. S-a panicat. Tremură. Acolo și eu am avut probleme pentru că acolo nu-ți oprește caracterul, nu merge încet. O ia la fugă, dar nu înțeleg de ce. În zona aia. Ei, aici fac și eu aceeași chestie. Îl aștept. Când sare, atunci îi dau. Mi-a arătat că pică din când în când și pe aia se spanează înapoi. Da, e, uite, plus. Cum treci de aia? Explică și mie. Cum să treci de aia? Ești nebun. Mi se pare dificil. Poate strati mai vreme din greșeală. Dar și mai cu, tu știi cum sunt țevile alea? Am observat. Da, ești nebun. Deci... O să facem următorul de tran doar ca să vedem cum e. Doar cu două runde, știi? Ca să nu dureze foarte mult și să vedem și noi cum e și unul. Și o să mai iau alte de tranuri mai noi, eventual lansate, nu știu, lunile astea, săptămânile astea. Dar noi acum o să trebuiască să mergem pe free roam. Uite că lui Robert i-a plăcut. Da, i-a plăcut. Bă, harta în sine e mișto, dar e foarte dificilă. Extrem de dificilă. Uși 3-ul. Aaa, ăsta e... Da, bă, o știu pe asta. Cum e? E jimecheroasă. Sigur? Nu e grea. Sigur o știi? Grea. Da! Nu e grea deloc. Uite, îi văd pe ei direct. Cum am spunat, ei sunt lângă noi. Ce-i faceți, băi? O ții minte, mă? Dar avem un snups. Tacul. What the fuck? A căzut cu mașina. Căzut mașina în cap. Da. Mi-a căzut mașina în cap. A căzut pisica cu tot cu mașina. Aoleu. Da, câte pe Max? Am sărit, am căzut pe viață. One up. Da. Ca la Mario. Aici o să te dai înapoi, Max. Aoleu. La sincron. Sincron frumușel. Eu aici stau, nu știu cum. Ai grijă. Mamă, uite câte mașini de la Mario sunt acolo și acolo s-au mai rămas țevi. Aia, o să trecem noi peste ele, nu-i problema. Și cum se aud astea? Da, 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 un sunet interesant. Aaaa, vezi să nu pleci cu tot, cu seama. Sunt bine, nu, țevele astea-s blocat de aici. M-am speriat. Arată că ai murit aici. M-am speriat, frate. Aoleu, mamă, dar cum s-a văzut că te și vede. Cica, uite Max, pleci. Băi, ce m-am speriat. Cica. Nu știu, dar what the fuck? Doamne, așa ceva nu vine să cred. Bă, uite, dar nu mă așteptam! Nu mă așteptam de data pliosc! Și era și viața lângă mine, știi? Adică... Ai murit cu viața lângă tine. Probabil a fost chiar atât de mare forța, încât pur și simplu m-a rupt în două. În momentul în care ai dat cu camionul ăla pe mine. Da, Doamne, ferește! Să ne mai spuneți în comentarii și voi dacă aveți alte minigame-uri noi pe care vreți să le jucăm și o să le încercăm în episoadele următoare, da? Să le spuneți acolo, să ne lăsați comentarii. Nu știu unde sunt ei. A, uite-i acolo. Ok. Deci până mai în față, noi nu avem obstacole să vă dăm vouă. Cum nu? Nu, n-ai, aici n-ai unde să tragi. Uite cum a căzut. Au, spatele. Aoleu, Doamne. Mi-a dat armură, lol. Am nu viață. Da. Aici... Hai. Bă, conduce mașina, Robert. Au, lol! Au, nu m-a omorât! Așa.
Luați-o, Caterin, că merge să iei mașina. De ce sunt blocate? Nu mă așteptam la așa ceva. Nu pot să mă așez în spate? M-am așezat în spate, lor. Da, dar n-aveți cum să trece, să? Fițele. Da, nu poți. Doamne, ferește, frate. Uite ce înseamnă să fii inventiv, hă? Da. Hai că nu merge. Aveți grijă să nu-mi picați de pe ală. Hai că aici nu-mi pica. Așa. Am dat prea devreme, dar oricum a picat. Mă așteptam că o să sară acolo, dar din păcate a picat de tot. Trebuia să mă duc în stânga și a făcut animație să sară în drept. De ce? Că am dat stânga. Sunt... sare aici? Trebuie să sară pe cutia aia, cred, vezi? Da, da, am văzut cum. Trebuie să și avânt. Cred că și am. Da, pe mâinile. Tragi tu în mașina la pisică? Da, dar nu știu unde e, uite cum. Bum. Fix în cap. Ai dat, ai dat bine, ai dat bine. S-a dus? S-a dus. Acolo e tricky, poți să scapi. Sunt curios pentru că n-am ajuns până acolo, că mi-a dat cineva cu o mașină în cap. Dar, da, o să vedem. Am luat doar două runde, așa că nu o să dureze foarte mult acest detran. Crezi tu? Da. Adică a câștigat ceva o rundă? Da, ai dreptate. Trebuie să fie trei runde, că... E ultima rundă, nu? Da. Da. Bă, e mai tare asta, sincer, decât ălalalt. Mm-hmm. E mai fun. Leger, da. O să mă mai uit eu la unele și eventual o să mai jucăm câteva, să vedem care sunt mai interesante și o să le băgăm pe alea în videouri. Mamă, era să cad aici. Când am sărit, nu s-a prins și a alunecat cu fața de... Hai, seri! Prr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 
Mi-e frică aici. Bubu, e mașina asta, ești nebun? Aaaa! Sper că nu, Bubu, e cât sunt eu aici. Max? Pe aici. Mă, vezi că-ți dă în cap cu alea. Aaaa, și asta arde aici, o să mor. Ai grijă, fugi repede, că am deplanșat eu astea. Păi n-am ce să fac. Du-te pe tine și sări în față spre ele, că ele se opresc. Așa. Aaaa! Așa. Uite, vezi că a mers planul. Frate, dar ardea mașina, știi? Aaaa! A făcut o plăcintă cum a făcut și pe mine. Dumnezeu. Așa am pățit și eu, exact același chis. Nu te așteptai la asta, nu? Nu, nici n-am văzut mașina aia acolo. Grijă, Max, grijă, Max. Mamă! Ai scăpat? Da. Nu mă să cred. Nu știu pe unde. De acolo jos, dar cum ajung eu acolo jos? Nu știu. Unde jos? A, trebuie să sari acolo jos. Ia urcă-te pe mașină. Cer, da. A vrut să se întoarcă caracterul și nu s-a întors. Cine să se desinfle să poți un pic. Cred că puteam să mă urc pe mașină și de pe ea puteam să sar. Dar e foarte tricky, e foarte, foarte tricky. Dar e mișto asta. E mai mișto asta, da, într-adevăr. Pentru nu știu ce să zic. Oricum, asta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa. Pa. Pa.